Aici, la Ciocana, în fața direcției educației, sectorul Ciocana, sunt împreună cu echipa PAS din sector. Cu două zile în urmă am avut o intervenție în care am vorbit despre felul cum încearcă Ivan să folosească profesorii, educatorii în interese politice. După acea intervenție live am primit mai multe mesaje din partea profesorilor, dar și anumite screenshot-uri în care de fapt se prezintă discuțiile dintre șeful, actualul șef de direcție Grușevski cu mai mulți manageri din fruntea grădiniților, da? Despre felul cum trebuie să delege la corturi în zile de lucru, propriu-zis, educatorii, dădaci, dar și alt personal auxiliar din grădinițe, care în loc să stea să se ocupe de educația copiilor, ei în timpul orelor de lucru trebuie să asigure, deci propriu-zis, prezența la corturi. Și o să dau citire la o parte din aceste screenshot-uri pentru și pot să le prezint ca să dumneavoastră să nu pară că cineva, da, noi doar spunem anumite lucruri fără a fi probate, pentru că asta îi place lui Ceaban când iese cu diferite informații, exclusivuri și așa mai departe. Noi vorbim despre o comunicare în care în zile de lucru unii manageri, da, ca de exemplu Vladimir Krușinski, care a venit în funcție după ce a fost demis fostul șef de direcție, care a primit avertizare în luna mai pentru a se implica politic în construcția partidului MAN în Chișinău, adică lui Ceaban, și mai departe să implice profesorii în interese politice. Dumnealui a refuzat, fapt care la data de 16 august a fost demis din funcție și a fost numit acest Vladimir Krușinski. Și avem aici, când în ziua, de exemplu, de 9 septembrie, care este zi de sâmbătă, omul este foarte supărat că nu au fost delegați destui educatori care să asigure prezența deci la corturi. Și ia că omul scrie, deci vă rog să fiți prezenți la cort pe Bulevardul Mircea cel Bătrân 23, intersecția Igor Vieru. Cortul va fi montat de flăcăi domnului Gârbu. Da? Și iarăși vedem asemenea tipuri de mesaje, sunt în mai multe screenshot-uri despre felul cum trebuie să fie obligați educatorii și profesorii din sector, care pe data de 16 septembrie la ora 9 urmează pe adresa Parcul la Izvor, stradă Ghidighici, stadionul de fotbal, în care va avea loc un eveniment, organizația teritorială a municipiului Chișinău a partidului Ceaban, unde vor fi prezentate echipele și cei soliteri că fiecare sector, dintre care și Ciocana, 200 de persoane trebuie să fie prezente, da? În această listă. Deci lista trebuie să fie cu precisă, cu ecusoane în piept. Mai departe, persoanele vor fi motivate, da, pentru faptul că dacă ei vor fi prezenți. Și tot așa se cere pentru întreaga zi o doamnă Elena și în fruntea unei grădinițe în care spune că în zile de marți trebuie să vină în timpul orilor de lucru oricare doamnă Cojocari, Sokolovski, dă liste, nu o să dau toate, dar ceea ce vreau să prezint este că direcția generală educație, în frunte cu Păvăloi, la sigur a dat aceste indicații în sectoare. Noi avem informații din sectorul Ciocana cum se obligă, cum sunt obligați, mai bine zis, profesorii, cadrele didactice din grădinițe, da, să participe forțat de a asigura prezența la evenimentele, la evenimentele de partid, dar și la prestarea de distribuție a ziarilor la corturi. Apropo, este și o decizie în care se menționează că o parte din ziarele care au fost distribuite, publicate de către Primăria Chișinău, este de fapt o campanie ascunsă a lui Ceaban, folosindu-se banii publici pentru acest lucru. Dar asta e altă poveste. Ceea ce vreau să menționez
este că nu poate fi admis și nu trebuie să fie admis o asemenea bătaie de joc în raport cu cadrele didactice, dar să fie folosite în scopuri de partid, așa cum am spus și acum două zile. Niciodată, niciun șef de direcție care a fost anterior în fruntea Direcției Generale a Municipiului Chișinău nu și-a permis exploatarea și obligarea în acțiuni politice a profesorilor. Da, absolut, educatorilor, profesorilor, este pentru prima dată în care se întâmplă acest lucru. Desigur, se întâmplă după unele informații și în Direcția Asistență Socială, un alt membru de familie care obligă asistențe sociale să participe în diferite acțiuni de politice contrar voinții lor. De aceea noi facem o solicitare către Ministerul Educației să se implice pentru combaterea acestui flagel prin care sunt obligați profesorii să participe la evenimente care nu-și doresc. Desigur, Inspecția Muncii să se sesizeze, să vadă unde trebuie să fie educatorii în sălile de grădinițe, unde sunt copiii și să supravegheze de securitatea copiilor sau la distribuția de materiale în timpul orilor de lucru. Și, desigur, sindicatele din municipiul Chișinău, dar și sindicatele din educație la nivel național, dacă există și în alte autorități, administrații publice locale unde există asemenea abuzuri, să intervină și să fie tras la răspundere și să combată asemenea bătaie de joc în raport cu profesorii. Asta am vrut să vă spunem și transmitem lui Păvăloie, Ceban și alți membri, da, interpuși aceste grupări să oprească presiunile asupra cadrelor didactice în satisfacerea poftelor politice. Asta am avut de spus. Vă mulțumim pentru prezență și, cum am spus, sesizăm. Da, și așteptăm ca Ministerul Educației, Inspecția Muncii și sindicatele de profil să se sesizeze pe acest caz. O zi bună!